Tehnicianul Florin Marin se confruntă cu serioase probleme de lot înaintea jocului de miercuri din cupă de la Bacău. Achim Dumitraș, Ștefănescu și Slavicas acuză probleme medicale după jocul din campionat cu FC Brașov, cea mai gravă problemă fiind a capitanului Vlad Achim. Cum se prezintă el în momentul ăsta din discuțiile care le-am purtat cu el? Nu poate încă să se sprijine în picior, are dureri mari, i s-a umflat, sper să nu aibă ceva la ligamente, să aibă doar o întorsă sau o ușoară întindere de ligamente, că dacă sunt alte probleme, vă dați seama că este o situație destul de gravă și putem să nu-l avem mai multe meciuri. Dacă analizele medicale nu vor fi pozitive, mijlocașul petrean ar putea lipsi de pe teren mai multe etape. În opinia lui Florin Marin, accidentarea lui Achim va fi o pierdere importantă în angrenajul echipei. Este un jucător foarte important în angrenajul echipei, este capitanul echipei, este jucătorul care păstrează echilibru în echipă, este jucătorul care îi mobilizează pe ceilalți jucători, sigur că mai am și alți jucători care, printre care se află și Dumitraș, care sunt jucători cu o experiență mai mare și care îi montează și îi mobilizează pe ceilalți jucători. Dacă se va întâmpla să nu-l avem pe o perioadă mai mare, este o pierdere pentru noi. Lotul petrean va pleca miercuri la ora 12 spre Bacău și va reveni în localitate imediat după meci. Galbenegri vor rămâne în cantonament la Piatra Neamț și vor pregăti partida de sâmbătă din campionat de la Gaz Metan Mediaș.